Cel mai în vârstă cetățean al orașului Petrila s-a vaccinat anticovid. Este vorba despre veteranul de război, Dumitru Văduva, în vârstă de 97 de ani, care a decis împreună cu familia să se imunizeze împotriva virusului SARS-CoV-2. O echipă mobilă a DSP Hunedoara, condusă de doctorul Cecilia Birău, a ajuns în această dimineață la locuința acestuia pentru a-i administra a doua doză de vaccin. Hai să luăm temperatura. 36 cu 6. Dumitru Văduva a fost imunizat cu serul Pfizer și spune că s-a simțit bine după prima doză de vaccin și că nu a avut reacții adverse, iar astăzi a avut loc rapelul. E foarte bine. Da? Adică n-am ceva deosebit de fost. Față de anterior. Am 97. De la începutul campaniei de vaccinare, echipele mobile ale Direcției de Sănătate Publică au străbătut județul Hunedoara în lung și în lat. Au întâlnit mulți oameni cu povești de viață interesante și sunt bucuroși că populația este receptivă la vaccinare. Ne aflăm la Petrila. Direcția de Sănătate Publică a început această campanie de vaccinare pentru persoanele nedeplasabile încă din 15 ianuarie, începând cu persoanele din centrele de îngrijire pentru persoanele vârstnice. Da, am participat de la început cu echipa mea, care este o echipă extraordinară. Și am văzut foarte multe povești de viață, am văzut persoane cu boli, dar am văzut și foarte multă speranță. Sigur, continuăm aceste campanii de vaccinare pentru că ne dau și nouă putere să mergem mai departe. Astăzi suntem la Petrila. Vom avea mai multe locații în Petrila, după aceea la Aninoasa și apoi la Vulcan. Deci vedeți că facem mai multe localități și suntem foarte bucuroși când, da, sunăm și lumea spune, da, suntem pe listă și vrem să ne vaccinăm. Pentru că, da, am avut și câteva persoane care mi-a spus că nu mai vor să se vaccineze. Eu le transmit faptul că este important să ne vaccinăm cu toții, pentru că așa putem să avem apoi o viață oarecum normală, pentru că nu mai pot să spun neapărat nu ne vom mai întâlni cu acest virus, dar în momentul în care ne întâlnim cu virusul, să considerăm că este o boală care, peste care trecem foarte ușor și nu vom avea decese. Asta este important să transmitem. Boala ucide. În cazul vaccinului, nu avem aceste efecte secundare, doar, știți, pentru un vaccin care sunt încă în cercetare. Pentru România, nici pentru acel vaccin nu avem niciun efect advers grav și ceea ce vreau să transmit este vaccinarea ne va salva. Dumitru Văduva a fost numit cetățean de onoare al orașului Petrila în anul 2018.